Hai zâmbește, mopsule îmbufnat. Ia să vedem. Hai zâmbește, spune mama mops și îl înghiontește pe cățelușul îmbufnat cu vârful turtit al botului ei. Dar micul mops îmbufnat scutură din cap. N-ai chef să zâmbești? Întreabă tata mops îngrijorat. Dar astăzi facem fotografia de familie pentru ziua de naștere a bunicului mops. Nu poți să zâmbești măcar un pic? Întreabă mama mops din nou. Dar cățelușul nu vrea. Ce, trebuie să fii vesel mereu? Mama și tata mops nu știu ce să mai facă. O fotografie de familie cu cel mic încruntat, așa ceva nu se poate. Nici o grijă, spune veverița care coboară în viteză din copac. Îl cunosc pe micul mops îmbufnat foarte bine. Știu cum să-l fac să zâmbească. Și își agită lăbuțele, firave de câteva ori și începe să-l gâdile. Poți să o ajuți pe veveriță să-l gâdil și tu? Te-ai descurcat bine. Uite, colțul stâng al gurii micului mops îmbufnat tremură un pic, de parcă s-ar abține să nu râdă. Dar ce s-a întâmplat? După câteva clipe, se îmbufnează din nou. Nici o grijă, miaună pisica venind de după colț. Știu cum să-l fac pe micul mops îmbufnat să zâmbească. Se așează în fața lui și începe să se strâmbe cât poate ea de caragios. Poți să faci și tu niște strâmbături amuzante? Și acum face și voi niște strâmbături. Se pare că l-ai convins. Uite, de data asta, colțul drept al gurii micului mops îmbufnat tremură ca și cum să-l abține să nu râdă. Dar stai! Ce se întâmplă? În clipa următoare se îmbufnează din nou. Nici o grijă, ciripește vrăbiuța, venind în zbor din cuibul ei. Știu cum să-l fac pe cățeluș să zâmbească. Își acoperă fața cu aripile și apoi le dă repede la o parte și strigă vesele. Cucubau! 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 Vrei să te joci și tu un pic de a-ți ascunselea cu el? Aproape că ai reușit. Uite, colțul stâng al gurii cățelușului îmbufnat se ridică un pic. Dar vai, ce s-a mai întâmplat acum? Micul mops iar se îmbufnează. Nici o grijă, șoptește ariciul, apărând de sub o grămăjoară de frunze. Știu cum să-l fac pe micul mops îmbufnat să zâmbească. Își țuguie buzele lui mici de arici și începe să-i dea cățelușului mulți pupici țepoși pe obraj, unul după altul. Țoc, 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 pupicii tăi sunt cu siguranță mai moi. Ai vrea să încerci? Uite, ai făcut o treabă grozavă. De data asta, colțul stâng al gurii cățelușului s-a ridicat mai mult. Dar în clipa următoare, micul mop se îmbufnează iar ca înainte. Nici o grijă, se laudă iepurașul care țopăie în zigzag pe pajiște. Știu eu cum să-l fac pe micul mop să îmbufnească să zâmbească. Se ridică pe lăbuțele din spate, se umflă și își încordează brațele, de parcă ar avea cei mai puternici mușchi din lume. Vrei și tu să-i arăți cât ești de puternic? Excelent! Ai făcut o treabă minunată! Buzele cățelușului tremură deja pentru că abia se mai poate abține să râdă. Să nu râdă, dar stai un pic. De ce e micul mops îmbufnat din nou? Nici o grijă, chicotește șoricelul scoțând capul din vizuina lui. Știu eu cum să-l fac pe micul mops îmbufnat să zâmbească? Se îndreaptă de spate și începe să cânte pe un ton foarte fals. Ai și tu chef să cânti fals? Fantastic! De data asta chiar ai reușit. Acum micul mops îmbufnat nu se mai poate abține. Pufnește, chicotește și râde în hohote. Dar, nu! Colțurile gurii lui se lasă în jos și iar se îmbufnează. Se pare că azi chiar îl supără ceva. Acum e prea târziu pentru a-l face din nou pe micul mops îmbufnat să zâmbească, pentru că bunica mops, unchiul mops, mătușica mops, mini mops și toți ceilalți căței au ajuns. Se aliniază în fața unui tufiș de soc pentru poza de familie. Ce e de făcut acum? Întreabă mama mops cam abătută. Un cățeluș îmbufnat care nu vrea să zâmbească? Așa ceva nu se poate. Tata mops ridică din umerii lui puternici. Nu poți fi bine dispus tot timpul, oftează el și îl încurajează pe micul mops îmbufnat făcându-i cu ochiul. Noi te iubim oricum, cățelușule, indiferent dacă zâmbești sau nu. Mama și tata mops se aliniază alături de ceilalți în fața tufișului, iar micul mops îmbufnat se așează chiar la mijloc în rândul din față. Broasca își potrivește aparatul foto și toți mopsii zâmbesc cât pot ei de frumos, toți, în afară de micul mops îmbufnat. Dar când broasca numără până la 3 și strigă, mopsii zâmbilicioși,
Micul mops îmbufnat trage dintr-o dată un pârț. A, vezi tu, asta îl deranjease toată ziua. Toți mopsii strâmbă din nas, toți mai puțin micul mops, pentru că poate în sfârșit să zâmbească din nou. Ia uite-l cât este de fericit că a reușit să scape. Bunica Mop și Mini Mop și toți ceilalți mopsi se privesc uimiți și apoi încep toți să râdă. Familia Mops chicotește și râde pe înfundate, iar cel mai tare dintre toți râde chiar micul Mops. O, vai, totuși există cineva care e prost dispus. Mătușica Mops, de pe rândul din spate, în dreapta, face o grimasă de parcă s-a lovit și suferă de 7 zile. Nu cumva o doare burta pentru că a mâncat pe ascuns prăjitura cu mere a bunicii? Te-ai descurcat de minune! Ești un adevărat expert în căței! Bunicul Mop se bucură mult de poza foarte specială de familie. N-am mai primit un cadou așa de frumos ca acesta niciodată în viața mea de Mops, spune el vesel. Micul Mops primește și el o poză de sigur. Seara o atârnă deasupra culcușului său moale. Vă iubesc oricum, zâmbește el strângărește și le face cu ochii părinților din poză. Indiferent dacă zâmbiți sau nu, și apoi mai trage imediat un pârț. Închide ochișorii și adoarme. Ia uite și curge și o băluță, ca de altfel și nouă. Sper că v-a plăcut.